C'était comment l'organisation ici au Théâtre Desjardins pour ce spectacle? Un gros spectacle pour nous les Roumains. Impeccable. Toute l'équipe est formidable puis tout va bien. On a bien hâte de danser avec eux. Merci. Cu ce gânduri ați venit aici la Voltaj, la spectacol? Plină de speranță, pentru că am așteptat de... Din decembrie tot aștept biletul. E trupa mea preferată și știu cu siguranță că o să fie o seară minunată. Bună seara, Diana, ești stagiară în avocatură. Te-ai hotărât să te lansezi în comunitatea română prin a fi comanditar aici la Voltaj. Cu ce gânduri ai venit aici? Am venit să mă cunoască prietenii mei români din Montreal. Dacă au, sper să n-aibă niciodată nevoie de un avocat, fiindcă e destul de stresant, dar dacă au nevoie de un avocat, voi deveni avocată până la sfârșitul 2018, deci în decembrie 2018 voi fi oficial avocată. Și am venit pur și simplu să mă fac cunoscută în comunitate, să pot să mă pun la dispoziția românilor mei. Voltaj nu spune nimic, doar avocatura? Nu, când eram mică și îmi țin minte, când locuiam încă în România, aveam vreo 50 de ani și ascultam Voltaj, eram fană și bineînțeles că am venit să-i văd în seara asta, amintiri din copilărie, nu? Îți dorim mult succes în noua ta carieră și distracție plăcută de seară cu Voltaj, pentru că va fi rock and roll. Mersi, distracție plăcută! Emil Botezatu, ca de obicei, foarte activ în comunitate, în seara asta și la Voltaj, cu Metre Inspector. Emil, cu ce gânduri ai venit aici la Voltaj? Bineînțeles că am venit să ne simțim ca la 20 de ani, așa că așteptăm să înceapă concertul și să petrecem așa cum petreceam odată, deci nu am pierdut încă energia din tinerețe, deci alte gânduri nu avem decât să ne simțim bine și vă invităm și pe noi să faceți la fel. Și noi îți mulțumim pentru suportul pe care îl dai în mod constant comunității române și cât mai multe inspecții, Emil. Cu foarte mare plăcere și suntem disponibili oricând. Mulțumesc! Iolanda, iată-ne din nou împreună la un concert extraordinar la Voltaj. Mulțumim înainte de toate pentru suportul pe care îl oferi comunității române. Cum te simți în seara aceasta? Mă simt excelent, abia aștept să-i ascult. Mi este dor de muzica lor și de să mă simt încă o dată ca la 20 de ani și la 40 și la 50 și la 60, tot la fel, cu aceeași voie bună, îi ascultăm cu drag. Evident, ajutând evenimentele, manifestările culturale românești, ai și tu niște așteptări, presupunem, te aștepți ca românii să te cunoască cât mai bine cu această ocazie și credem că meriți. Da, mai ales că eu reprezint o punte, practic, între România și Quebec, fiind avocat și în România și în Quebec, și deci sufletul meu este tot timpul și în România și aici în Quebec, deci sper să fiu utilă comunității prin serviciile pe care le ofer. Mulțumim! Bună seara, Bogdan! Iată-ne din nou împreună, un eveniment extraordinar, Voltaj. Magnus Poirier prezent. Cu ce sentimente ai venit în această seară aici? Bună seara, prima dată pentru toată lumea, bună seara la toți. Suntem onorați să fim în această seară aici alături de în mijlocul comunității românești. Ne mulțumim că ne-ați invitat și pe noi la acest eveniment, Voltaj, din toată inima. Sperăm să avem un show minunat în această seară și să ținem aproape, să fim uniți. Mulțumim frumos! Mulțumim de asemenea pentru suportul pe care Magnus Poirier îl oferă în mod constant comunității noastre, pentru că fără suport financiar este foarte greu să realizăm evenimente interesante de suflet pentru românii de aici. Mulțumim încă o dată și să vă simțiți bine, să vă mai și distrați și să vă cunoască românii cât mai bine la noi în comunitate. Mulțumim frumos, Marius, mulțumim de invitație. Viorel, ne cunoaștem de foarte puțin timp, însă am reușit să ajungem să facem lucruri frumoase împreună. Iată, ești comanditar pentru acest eveniment, Voltaj. Ce te-a determinat să vii la Voltaj și ce te aștepți tu de la comunitatea română? Cei 20 de ani ai tinereții, care așteptăm de 20 de ani pe Voltaj să vină. Să fim iar că la 20 de ani, ca acum 20 de ani și mereu de 20 de ani, în suflet și în simțiri. De la comunitatea română ne așteptăm să ne simțim bine, să fim cât mai plăcut pentru toată lumea și să ne simțim bine, cât mai bine. Mulțumim, Viorel, încă o dată și iată, invităm pe românii care au nevoie de disponibile,
estimările tot timpul sunt gratuite, sfaturile tot la fel, gratuite, că suntem pentru români. Eveniment suntem noi toți, în primul rând, publicul, pentru că fără public nu se face nimic. Fără artiști nu se face nimic. Fără susținere financiară nu se face nimic, așa că facem o combinație perfectă în această seară. Mulțumim comanditarilor noștri, care sunt ai noștri, ai tuturor, comanditar platin Roi du Plancher, partener gold Magnus Poirier. Carrefour Multisport, Transinter FM, Maître Inspecteur, Diana Antoniale, stagiaire avocat, A2Z Renovation, se pare că e timpul de mișcat un pic pe lângă casă, A2Z Renovation, deci. Aceștia au fost partenerii Silver și Bronz, Iolanda Roman, avocat, pe care ne-a spus deja destul de bine. Connect, încă o dată, mulțumim foarte mult! Și mâine o zi, bună seara, dragi, mulțumim!
Pentru toată lumea aflată aici, un mesaj, ar fi un mesaj. Mesajul ar fi următorul. Noi vă iubim! We love you! We love you too! Vrei să ne pas. Ceau, baftă, vă dau! Mulțumim, să fie! Acasă, acasă! Acasă, acasă, încă plecăm acasă! Hai, fugi! Hai, dacă vreți, deși smulgeți hoinele după noi! Să pot să iau de la capăt, să pot să iau de la capăt, să pot să iau de la capăt.
tot ce ca câini. Ba, ok, merci. Mulțumim. Mersi mult. Mă bucur că v-am văzut. E prima dată când ne vedem. Cine? Nu. Tu? Da. Păi și altfel unde? Oleu, mă dor picioare. Da, mulțumim, Voltaj, că ați venit și la noi și o să ne întâlnim cu drag de fiecare dată. A fost o experiență frumoasă, îi știu de când sunt mică, așa că mi-a făcut plăcere să văd special la Montreal. V-ați simțit ca la 20 de ani? Ah, super, super. A fost ca la 20 de ani, a fost nemaipomenit. Mulțumim, Voltaj, încă o dată. Mulțumim, foarte multă energie. Da. De frumos. A meritat drumul. A fost copilăria noastră, așa că suntem foarte fericiți să fim aici. Extraordinari, băieții au fost extraordinari, a fost un adevărat show. M-ați simțit ca la 20 de ani? Mă simt ca la 20 de ani, nu atunci și acum. Mă simt ca mulțumim! La mulțumim, mulțumim! Cum v-ați simțit? Extraordinar, mulțumim frumos că ați adus pe Voltaj. Un show de nota 20, chiar ne-am simțit ca la 20 de ani și mult succes înainte, sperăm că să mai aduceți și alte formații. Deci am găsit că a fost foarte, cu multă energie, a fost foarte frumos. Toată lumea a aplaudat. A fost superb, energie mare, incredibil, foarte bine organizat din toate punctele de vedere și băieții au cântat peste 2 ore, a fost chiar minunat, ceva wow. O atmosferă ca acasă, o atmosferă plină de energie, de oameni buni, hai România! Bravo! Mersi! Ce am zis? Bine ai zis! Am zis bine, eu știu din filme, știu fonetic. Cum a fost la Montreal Voltaj pentru prima oară în Canada, pentru prima oară în America de Nord? Cum a fost atmosfera? Păi nici mi-am dat seama că suntem tot în țară, la București, unde avem publicul nostru. Mă bucur că am reușit să sculăm sala în picioare și să îi ținem 2 ore în priză, ca să zic așa, Voltaj. Iar tu știi foarte bine, concertul nostru de pe litoral sunt aproximativ la fel, dacă nu aici a fost chiar mai bine. Public, energia, așa și cum vine energia din sală spre scenă și pur și simplu nu mai poți să stai liniștit, furnic așa. Ai avut emoții înainte de spectacol? Ce vrei să-ți răspund aici? Ce răspund de obicei sau ce s-a întâmplat? Noi doar hanta oficială pentru public. Nu, fii sincer. Emoții din astea așa cu strâns de burtă nu mai sunt de mult, că suntem profesioniști. Dar în orice caz, sunt momente în care furnică pielea. Astăzi a fost unul din ăsta. A fost senzațional. Un public așa cum își dorește orice artist. A cântat, a sărit, ne-am simțit foarte bine. Am pregătit și foarte bine spectacolul și se pare că și lor le-a plăcut foarte mult. A fost o energie aparte, ne-am simțit excelent. A simțit o diferență mare față de concertele din România? Nu neapărat, poate a fost un mic plus pentru că cumva dorul de țară sau identitatea asta de român a dat un plus de energie întregului show. Și în țară e foarte bine, dar aici e o chestie mai aparte și pentru noi și probabil că și pentru ei. E o întâlnire dincolo de un ocean față de țara noastră și cumva eu cred că ei ne așteaptă, iar noi la fel am așteptat să ajungem aici și să-i cunoaștem. Zilele astea nu i-am cunoscut doar pe cei din fața scenei care au fost în seara asta la spectacol, ci și alți români frumoși și ne-am bucurat așa ca niște copii de, nu știu, de faptul că suntem români într-o țară foarte departe de țara noastră.